Salut! Salut! Și bine v-am regăsit la o nouă pilulă combatant. Pilulă care face parte din intenția noastră și a prietenilor noștri de la Knockout Store de promovarea sportului, a sportului de contact în special. Astăzi am ales să vă prezentăm o trecere deosebită, după părerea noastră, din mount într-o luxație de braț. Așadar, începem din mount, cu genunchii cât mai sus, înfipți în axilele lui. Încep loviturile, bineînțeles, el se apără, nu o să atac de data asta americana, ci am să mă duc la o altă tehnică, voi ataca mâna opusă pe care eu o dau peste cap. Proptez pieptul în brațul său ca să nu-i permit să vină înapoi, să nu-și recupereze poziția, proptesc aici și pasez mâna de la o priză la alta, pasez mâna lui de la o priză la alta. Am prins, este momentul, un moment vulnerabil în care el poate să facă pod către mâna cu care eu am prins, dar nu este un moment disperat, pentru că dacă nu dau drumul la priza asta și în timp ce cad, trec șiretul, trec laba piciorului la interiorul coapsei sale, recuperez foarte ușor poziția, după care duc genunchiul în jurul umărului său către capul său, trag dintr-o singură mișcare, voi trage de mâna liberă, de brațul liber și îmi voi aduce piciorul către capul său, pe dedesubtul umărului liber. Ce este important este ca toată greutatea să fie pe pieptul lui, sus pe pieptul lui, nu jos, aproape de buric. Și iarăși este foarte important ca coapsa mea să fie strâns în jurul, așezată în jurul pieptului său, astfel încât să nu fie niciun spațiu. În cazul în care apare un spațiu de genul acesta, el poate să bage mâna și să facă podul și atunci să mă trântească de unde să ia treacă la spate, să depășească și să se încurce, să pierd tot avantajul pe care l-aveam. Așadar, să revenim la poziția la care eram în control, deci stăteam bine aici, am dus genunchiul, asta e foarte important, am dus genunchiul la nivelul capului, am controlat brațul ăsta și dintr-o singură bucată l-am strâns între picioarele mele, fără niciun spațiu. În momentul acesta, pentru el este dificil să se miște, dificil să respire, pentru că eu presez pe pieptul său și îl răsucesc, adică îi trag capul cu răsucire în sus, de unde încep loviturile. Este o situație foarte rea în care pot să lovesc, depinde de competiție, lovituri de pumn, lovituri de cot, și în burtă, și lateral, astfel încât, dacă nu se termină meciul aici, dacă arbitrul nu termină meciul aici sau așa, pot să trec să fac o submisie. Și mă voi duce la armbar. După ce dau două, trei lovituri acolo sau mai multe, până când hotărăsc eu, am să agăț mâna cu cealaltă, iar cu mâna care aveam priză pe brațul său, controlez capul său, în așa fel încât să trec piciorul înainte de a mă așeza pe fund. Abia după aceea trebuie să cad pe fund după ce am trecut piciorul peste capul lui. Desigur, călcâiele strânse la fund, genunchii bine strânși între ei și finalizarea bine știută. Aceasta a fost tehnica din seara asta. Mulțumesc, Marius. Mulțumesc și eu. În continuare, dacă vă place ceea ce vă prezentăm, așteptăm like-urile și distribuirile voastre, ne faceți mult bine cu ele și vă mulțumim pentru ele. Ne vedem săptămâna viitoare cu o altă tehnică. Până atunci, numai bine. Salut! Salut! Hai să-mi trag porjartierul. Tiberiu de Chisane. Să-mi trag porjartierul. Be gentle. You'll be soft.